Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod din Last Day on Earth. Băi, în episodul trecut am văzut că ne-am construit acest furnace în care putem prelucra metalele și n-am reușit noi să-l pornim, dar cred că mai aveam nevoie de o chestie, și anume de cărbune, ca să poată arde. Ok, bun. Și acum, da, acum încep să construiască acele bucăți de metal. Ok. Băi, zic să mergem. Văzând că începuse un event și hai să mergem să dăm o fugă până acolo, să vedem ce chestii găsim. Uite, stăm destul de rău cu hrana și cu apa. Trebuie să înfulecăm ceva. Imediat ce intrăm în Global Map. Da, vedem că a început eventul ăsta de aici. Și încă unul aici. Ok. Păi, acolo putem găsi cupru. Și aici putem găsi... Dealer Joe. Nu mă interesează prea mult. Am mai fost odată și nu... N-am găsit chestii prea wow. Hai să bem niște apă. Și păpăm cam tot ce avem. Ok. Bun. Nu vrem să schimbăm caracterul. Eram curios doar cum stăm cu hidratarea și cu apa. Da, nu vreau să mă întorc înapoi. A, uite, mi-arată aici. 52. Deci ne mai trebuie ceva hrană. Băi, hai să mergem acasă să ne asigurăm că e tot în regulă și plecăm după. Pentru că nu vreau să murim din cauza că nu găsim chestii pe acolo de mâncat. Având aici o grămadă de hrană. Sau nu? Sigur, aveam morcovi și aveam toate chestiile alea. Ok, hai să mâncăm morcovi. Băi, luăm morcovii la noi. Luăm morcovii la noi că morcov mai face. Bun, hai acum să mergem la noul event. Era undeva în partea stângă sus. Și văzusem deja că putem găsi chestii destul de interesante pe acolo. Era cupru, erau fibre și alte chestii. Cred că ăsta de aici. Nu? Mai sus. Ăsta de aici. Ok, putem găsi lemn, cupru și alte chestii. Hai să dăm o fugă până acolo. Ajungem imediat în câteva secunde. Văzut că mai puteam crafta chestii pe aici. De un bandaj aș avea nevoie. Pentru că ați văzut ce rău e când ești atacat și nu poți să-ți dai... viață. Iar hrana nu e la fel de eficientă. Direct. Atacat direct. Și zombii ăștia sunt mai radioactivi. Cât de mare e ăsta. Ok. Bun. Hai să ne hrănim un pic. O să ne îndepărtăm de chestiile astea. Iron Hatcher Required. Ok, deci ăsta e un lemn mai tare cum ar veni. Și nu putem să ne facem medical kit-ul. Da, ceea ce e destul de nasol. Hai să mai hrănim ceva. Și ajungem cu viața la din nou 46%.
Mamă, din nou unul mare. No, 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 no. O să ies, o să ies. Wow. Băi, ne-a dat destul de rău. Mai avem 13% la viață. Totuși, aș vrea să craftez un bandaj din ăsta, dar nu avem suficientele chestii. Hai să mai mâncăm. Bu și apă. Da, o să intrăm din nou. Avem 29% la viață. Dificultatea e 2 din 3. Că n-ar trebui să fie chiar așa de rău, dar poate că nu suntem noi suficient de bine pregătiți. Să merg în cealaltă direcție. Oh, din nou unul mare. Din nou unul mare. No, 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 no. 3%. Mamă. Oh, rău de tot. Rău de tot. Nu știu, cred că ne trebuie. Hai să ne facem o armă mai bună, poate. Da, din ce am văzut, macheta e cea mai. Era cea mai bună. Ok, 19%. Intrăm din nou. Altceva nu avem. N-avem ce să facem. Numai să ne spawneze în altă parte, mai departe de ei. Dar oare damage-ul pe care l-am dat împotriva lor e. Aici sunt doi. Și aici e unul. Încerc să-l ocolesc. Ok, și avem și ciuperci. Uite, ciupercile ne dau ceva la viață. Holy fuck, și e plin de zombie pe aici. Hai să vină la mică, e un pic mai rapid. Să-l rezolvăm un tip pe el. No, trebuie să plecăm din nou. Băi, foarte, foarte greu această locație. Dar poate nu sunt eu destul de bine pregătit. În sensul că nu am la mine. Nu știu, poate sunt niște scuturi sau alte chestii mai useful. Bun, 20% din nou. Intrăm din nou, ce să facem? Încercăm să rezistăm așa cât un pic, să câștigăm teren. Acum depinde și unde te spanează, că dacă ne ducem în colțul celălalt. Fie nasol. Bun. Hai că avem noroc. Putem să ne facem medical kit-ul. Să-l și folosim. Ok, 70%. Stăm un pic mai bine. Hai să facem pipi. Bun, și acum putem să ne luptăm cu ei. Da, uite că le-a rămas damage-ul pe care l-am dat. Ok. Să mai halim chestii.
Bun, avem viața din nou pe full. Am rămas fără armă. Hai să ne facem o armă. Să vedem. Sper să putem crafta una bună. Avem nevoie de lemn și, din păcate, nu am lemn la mine momentan. Ok, 3 bucăți de lemn, 3 bucăți de piatră și o vom face. Sau doar 3 bucăți de lemn. Ok, hai să mai halim câte ceva. Mai luăm și o sticlă de apă. Și vom... ne facem armă și după aia ne ducem să ne luptăm cu ei. Am prins un pic încredere. Acum la 60% la viață e mai ok. O vulpe. Băi, da, pe aici nu găsim... uite, piatră. Și a doua piatră. Wow, destul de nasol. Hai să vedem, putem să ne craftăm ceva? Nu, pentru că avem nevoie de lemn. Băi, și... te mâncăm ciupercile. Da, faza e că cu hrana stăm destul de bine. Poate mai găsim ceva pe aici. Un inbox. Astea sunt doar chestii pe care poți să le cumperi. Nu, ne trebuie neapărat lemnele alea. Hai să intrăm din nou, cât mai aveam la viață. Nu ne arată, dar... 28. Am avut 60 și, băi, cât de greu a fost. Trebuie din neapărat un medical kit. Ok, mai e unul acolo în stânga. Oh, și am rămas chiar fără nimic. Holy fuck. Oh, și-a murit. A murit. Ne spawnează din nou în baza noastră. Hai să mergem acasă, ne luăm niște chestii și ne doarcem din nou în zona aia cu zombii. Ok. Păi, iau crosta asta momentan. Poate nu mai avem alte chestii mai bune.
Chiar că nu avem. Hai să vedem. Bun, ia, hai să ne craftăm un pickaxe sau un... Mai trebuie o bucată de lemn. Uite aici. Hai să luăm o posta, pare un pic mai bun. Și... Da. O să avem nevoie și de apă. Ok, hrana am luat cam tot ce se putea. Sunt din pietre. Stai, ne echipăm cu el. Ok. Da, nu prea mai avem altceva. Ceva de hrană? Nu. Ok, bun. Plecăm cu ce avem. O să iau și crosala de mână. Băi, și hai să ne luptăm din nou cu zombii ăia. De fapt, cred că ar fi o idee bună să mai fac un topor. Mai trebuie câteva lemne. Sper să le găsesc pe aici. Este 1. Serios? Chiar nu mai avem, uite, încă 1? Probabil că odată colectate le găsești mai greu. Doar 2 din... uite-le-mă aici. Ok, lemn și piatră. Hai să vedem. Mai facem un pichet din ăsta și lăsăm înapoi itemele astea. Nu trebuie să le avem la noi. Bun. Și hai să plecăm să ne luptăm cu zombii. O să ne recuperăm itemele pe care le-am pierdut acolo. În zona lor. Așa, mai avem nevoie de hrană și de hidratare. Ok, un alt event, dar hai momentan să ne continuăm ce am început. Bun. Mergem acolo. Băi, sper ca de data asta să reușim să ne descurcăm mai bine. Da, inclusiv rucsacul l-am pierdut. Inclusiv rucsacul. Le vom găsi cu siguranță înapoi. Și le vom lua înapoi. Wack clearing. Ok, băi, în primul rând aș vrea să găsim cadavrul. Uite-l aici. Să ne luăm înapoi toate chestiile. Ce ne bate? Ce ne bate... Zombiul ăla grăsan. Mm.
Ok. la 26%. Practic, putem să luăm două hituri de la el și la al treilea suntem morți. Holy fuck! Băi, n-avem nicio șansă. Nici măcar o șansă. Mai trebuie două bucăți de asta de material ca să avem medical kit-ul. Hai să ne întoarcem. Și l-am lăsat în partea de jos a hărții pe zombiul ăla mort. Poate vom găsi ceva asupra lui. Să vedem. Băi, n-avea nimic. O, mai e unul, cred că ăsta e la mare, de aproape bătusem. Ne-a rupt din nou. Băi, ce meci greu. Ce meci greu. Hai să ne mai întoarcem odată. Nici nu mai... Nici nu mai dau pe acasă, că nu aveam ce să ne luăm de acolo. Am luat deja toate chestiile utile asupra noastră și sper să mai găsim din ele. Ok, unde e pădurea aici? Să mergem rapid acolo. Foarte greu să ajungem la cutia aia. Acolo sigur găseam un medical kit. E destul de nasol. Tipul ăla e fix lângă... Fix lângă cadavru. Să luăm așa prin învoluire. Să fugim un pic. Să vedem ce am reușit să luăm. Oricum, am mai rămas chestii. Cred că erau chestiile din rucsac. S-a prăbușit un avion. Uite, ăla un fon. Care a fost un nivel mai bun cu avionul. Ok, avem echipamentul ăsta. Putem să mai niște morcovi. Apă nu bem deocamdată. Și hai înapoi. Băi, de data asta trebuie să-l batem. Excelent. Ok, hai să vedem ce mai avem aici. Bun.
Aș mai lua ceva hrană. Ăștia sunt mici. Păi, mici, dar destul de puternici. Trebuie să fugim. Da, ne-au rupt acolo. Băi, chiar o hartă grea. Sincer, nu mă așteptam. Hai să vedem. Mai băgăm niște conserve. Avem 30% la viață și ne întoarcem înapoi. Ah, sincer, nici nu mă gândeam să fie așa de greu. O să-i învingem pe amici. Să mergem tot în zona aia, pentru că văzem niște ciuperci. Inventory is full. Ok. Asta ne dau ceva viață. A, din nou vin după noi. Huu, 3%. 3%, băi, ne-au rupt din nou. E foarte, foarte greu. Cred că n-am armele suficient de bune. Era bună maceta. Păi, hai să vedem. Băgăm o conservă. Și o sticlă de apă. Și ne întoarcem. Știu că stăm destul de rău cu viața, dar nu prea avem de ales. Și e nasol că vin amândoi. Dacă venea unul singur, băi, aveam parcă mai multă putere să ne luptăm. Că acolo e altul. Uite aici ciuperci. Ok, urcăm la 20% cu viața. Faza e că sunt destul de greu de văzut ciupercile. Mai e unul acolo. Dar are nevoie de o haină. S-a făcut frig. Holy fuck, băi, cât de greu e. Hai să-l îmbrăcăm. Poate avem, sper să avem materialele necesare să craftăm ceva. Bun, alt event. Mai dăm o conservă. Hai să vedem. Băi, dar da, și vreun medical kit mai degrabă decât chestiile astea. Nu, o să ne întoarcem așa. Băgăm și ultima conservă. Da, ne întoarcem așa pentru că nu-mi permis să dau o bucată asta de textil cu care pot să-mi fac un medical kit. Ne întoarcem așa. Avem 36 la viață. Și poate reușim să-l învingem pe ăla. Mai găsim o bucată, ne luăm un medical kit și reușim să ajungem la acel box. A, și culmea ar fi să nu
Așa. Hai să ne facem o... Da, ți-e frig, ți-e frig, ok. Holy fuck, nu pot să cred. Atât de rău e. Da, foarte, foarte tare jocul. S-a gândit la multe chestii. Hai să vedem dacă putem să craftăm totuși un bucată de pantaloni. No, ne trebuie 3 bucăți de textil. Hai să mâncăm chestia asta. Ne dăm medical kit-ul. Bă, dar aveam hainele. Nu înțeleg de ce n-am, de ce nu le-am pus pe mine. Tot frig. Bun. Băi, asta e. Nu. Da, nu avem nicio șansă. A, ne întoarcem acasă. Ne întoarcem acasă, ne luăm o haină și poate ne vom întoarce înapoi aici. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați un like, să dați un share și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Eu v-am lăsat. Ne vedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.